scădere de scor, așadar 1-0 pentru Poli Timișoara, autorul golului Gigel Coman. Demarcat pe partea dreaptă, atacantul Mansur a centrat perfect, infiltrat în postură de vârf de atac. Șut senzațional. Lui Zemun egalează scorul pe tabela de marcaj prin acest lob de efect. Lecție de contraatac din partea celor de la Zemun și un motiv de îngrijorare pentru Hagi, care cu siguranță va găsi ce să le spune elegilor săi, pentru că astfel de faze să fie cât mai rare pentru adversarii celor de la Poli și nu în această partidă, ci în meciurile oficiale. Jucătorii lui Gică Hagi știu lecția contraatacului, nu numai cei ai lui Miodrag Martac. Contraatac frumos al lui Poli. Senegalezul Mansur a scos în margine pentru autorul primului gol. Gigel Coman a centrat perfect pentru unul dintre cei mai scunzi, dacă nu cumva chiar cel mai scunzi jucător de pe teren, Gabriel Caramarit.